Este formată din elevii Vanessa Alexia Hașcău, Victor Ioan Lupu, Luca Tegla, Marcus Antonie. Reprezintă Colegiul Economic Francesco Sever Ioniti Timișoara și a avut ca profesor coordonator doamna Gurzun Maria Magdalena, liderul echipei și cea care va prezenta Vanessa Alexia Hașcău. Proiectul lor se numește Senior Team. Felicitări și mult succes! Merge prezentarea! Hai să vedem. Un F5. Am dat? Aha, hai să închidem din ele. Avem foarte multe prezentări deschise. Super! Telecomanda funcționează, hai să o testăm. Merge 5 minute din acest moment. Start! Bună ziua! Noi suntem echipa Senior Team și vă propunem o idee de afaceri care vine în sprijinul seniorilor din Timișoara. Noi suntem Vanessa, Victor, Luca și Marcus, elevi în clasa 11 la Colegiul Economic din Timișoara. Prin proiectul nostru, Senior Team, oferim un serviciu de transport și consiliere pentru persoanele în vârstă, care de regulă depind de familiile lor pentru a putea ieși din casă sau realiza diferite activități. Ne dorim ca aceștia să dezvolte o latură independentă asupra transportului, urmărind prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială. Pentru mulți dintre vârstnici, mersul la medic sau la cumpărături depinde de momentul din zi sau din săptămână când copiilor au timp pentru asta. Tocmai de aceea, vă imaginați cum se simte o persoană în vârstă care se deplasează cu greu, poate cu un baston, să care și un coș de cumpărături, să se urce cu plasele într-un taxi sau și mai dificil să urce cu ele până la etajul 2? Din acest motiv ne propunem să fim echipa de suport pentru pensionarii care vor să iasă din casă, dar au dificultăți în a se deplasa. Echipa Senior Team îi ajută pe aceștia să ajungă acolo unde își doresc, cel puțin o dată pe săptămână, cu timp, răbdare, ajutor și socializare. Mai exact, cu ce ne ocupăm? Oferim servicii din zona de asistență socială, servicii de suport pentru persoanele în vârstă care au nevoie să fie transportați, fie la cumpărături, medic, farmacie sau în diferite locații, fără să depindă de ajutorul copiilor, care fie sunt plecați, fie sunt ocupați. Cum ne organizăm? Voi avea 5 consilieri care îi însoțesc pe seniori oriunde au nevoie, colegii mei și alți 2 angajați, iar eu voi asigura serviciul de comunicare cu clienții și voi organiza activitatea. 3 minute. Ce oferim? Transportul se efectuează cu mașini hibrid, benefice pentru mediu și eficiente din punct de vedere al consumului. Iar la alegere, alături de un șofer de sex masculin sau feminin, pentru ca pensionarul se simtă confortabil. Toate cursele vor fi monitorizate pentru a putea ține evidența acestora și pentru a putea fi transmise în mod direct prin intermediul aplicației noastre. Vârstnicul nu își dorește doar un simplu prestator de servicii. Își dorește o persoană care se relaționeze, sensibilă, care face tot posibilul ca serviciul să se transforme într-o prestație prietenească. Prin ajutor fizic nu înțelegem doar căratul plaselor. Noi, ca și prestatari, ne dorim ca beneficiarii să-și îmbunătățească abilitățile. Astfel, ne impunem promovării cumpărăturilor printr-un simplu click. Noi ne dorim o integrare a vârstnicului în locul respectiv, să caute, să aleagă, să vadă oameni și să comunice. Vârstnicii pot beneficia de serviciul nostru prin intermediul unui abonament lunar, pe bază de contract sau prin achitarea unei sume de bani la finalul prestării serviciului. Beneficiarii au dreptul de a-și programa aceste servicii prin intermediul call center-ului, iar durata serviciului va fi între 2 și 3 ore, asta în funcție de nevoile clientului. Cum ajung clienții la noi?
lunar de către, indirect de către persoanele vârstnicilor. Aceștia pot beneficia și de aplicația noastră online gratuită, care oferă atât informații despre șofer, cât și despre traseul parcurs transmis în timp real. Chiar dacă există mulți pensionari cu venituri reduse, există și persoane cu venituri peste medie, care au fost obișnuiți să aibă o viață activă și care își doresc să o mențină, fără însă să aștepte prezența fizică a copiilor sau nepoților. Deoarece nicio altă companie nu a dezvoltat acest tip de serviciu, ne este destul de dificil să estimăm cu exactitate rata cererii. Ne bazăm pe modelul nostru de business, pe un număr de 100 de abonați lunar și pe 20 de cereri lunare în regim ad hoc. Cererea poate fi sezonieră. Estimăm ca în timpurile reci sau calde cererea să fie mai mare. Clienții țintă pentru serviciile noastre sunt atât pe leasing pe o durată de 60 de luni. Am reprezentat veniturile și costurile aferente pentru prima lună de activitate cu o rată a profitului de 20%. Vă mulțumim și așteptăm întrebările dumneavoastră. Excelent! Și vă invit aici să răspundem și întrebărilor din partea juriului. Zâmbet. Tehnica fundamentală, ne mișcăm un pic. Și 10 minute întrebări din partea juriului. 10 minute întrebări. Se aude. Dragilor, o idee bună. O idee bună pe care puteți să o puneți în aplicație. Am văzut că deja aveți aplicația. E doar prin screen? Este doar prin screen editat, dar intenționăm să realizăm și astfel de aplicație. E cineva dintre voi care o să o facă sau o să aveți nevoie de un developer? Sau? Avem nevoie de un om care să ne facă această aplicație. Nu putem realiza întocmai această aplicație pentru că are anumite opțiuni care trebuie să le îndeplinească, precum GPS-ul, să introducem un cod în aplicație. Ok. Ai specificat tu sau ce vedeți voi în momentul de față, concurență pentru voi, pentru business-ul pe care voi îl gândiți, companiile de ride-sharing, gen Uber și așa mai departe. În același timp știți cu toții că există pe piață și Bringo sau Glovo sau Bolt Food sau habar n-am, care ți aduc cumpărăturile acasă fără să fie nevoie să te mai deplasezi și niciun caz la un cost de 400 de euro pe lună sau nu știu dacă am înțeles, 100 de euro pe lună. V-ați gândit și la asta? Da, tocmai am precizat în timpul speech-ului că ne impunem promovării cumpărăturilor printr-un simplu click, deoarece noi ne dorim o integrare a vârstnicului în locul respectiv, să caute, să aleagă, să vadă oameni și să comunice. Ok, dar bătrânelul ăla nu prea cred că poate să meargă, să urce scări, să alerge și să cunoască oameni, poate, dar cred că o să ia ceva timp. Tocmai de aceea noi suntem ajutorul lor, asta facem. Ok. Bun, bravo, felicitări. Dați-le un rând de aplauze, așa! Vreau să vă felicit și să vă spun așa că boala secolului o reprezintă durerile de spate, de care noi cu toții, după 4 ore de aici, da, Tatian, știm, tu te-ai operat, nu mai ai dureri de spate, da? În consecință, ideea voastră de business este foarte binevenită, nu doar pentru Timișoara, ci la nivel național. Vreau să vă spun că eu când merg să fac cumpărăturile și ajung acasă, deși stau la casă, sun băieții mei să iasă să care pungile, pentru că altfel îmi distrug spatele și mai rău. V-aș da niște tipsuri. Plan de afaceri bine făcut, ideea bine făcută, prezentare și așa mai departe. Tips.
Oamenii care au ajuns la o anumită vârstă, nu doar că au anumite afecțiuni, dar suferă de singurătate. În consecință, gândiți-vă ca în aplicația voastră să aveți și diverse atracții de a petrece timpul cu ei. În Statele Unite ale Americii, de exemplu, sunt liceeni care merg pentru $10 pe oră să le citească sau să meargă la plimbare cu ei și așa mai departe. Nu vă axați doar pe partea de cumpărături, așa cum spunea și Ilian, pentru că intrați pe o zonă cu concurențe acerbi și atunci, fiind un serviciu personalizat, s-ar putea să nu fiți foarte competitivi din punct de vedere economic. Dar felicitări! Țineți cont de tipsuri și băgați-le pentru viitor, pentru că sunt binevenite. Avem rezolvare pentru această intervenție. Ne dorim pe viitor să închiriem un spațiu în care să le putem oferi bătrâneilor, poate câte o ședință foto, avem doi fotografi în echipă, eu și Victor, le putem oferi aceste ședințe foto complet gratuite, le putem oferi spații în care să petreacă timp și cu alți bătrânei. M-ați făcut să mă gândesc la bunicul meu. Și am transpus toată ideea în ce m-a rugat de curând. Eu sunt născută în Prahova, în Câmpina. Bunicul meu este acolo. Mi-a spus Loredana, nu-ți cer să vii să stai cu mine, că știu că nu o să o faci că nu ești pe acasă, dar aș vrea să-mi găsești o asistentă sau pe cineva care să vină să îmi acorde timp și atenție. Exact așa mi-a spus. Și ar vrea atenție nu neapărat pentru cumpărături. Cumpărăturile se fac. El a fost un om extrem de activ toată viața. Și ar dori să iasă oriunde. În parc, la spital, la indiferent. Ideea este să facă ceva. Acum, eu nu știu cum gestionați asta cu cât timp își alocă, pentru că pe bunică mea, dacă îl duci la magazin, el nu e curios să cumpere ceva. Dar stă și se uită la toate produsele, probabil, de curiozitate și de a-și petrece timpul undeva. Aici, probabil că trebuie să faceți mai multe tipuri de abonament, nu știu, ca și sugestie, ca și tip să-l taxați. Și nu doar pentru cumpărături, că nu cred că neapărat cumpărătura în sine, ci doar pentru a avea timpul necesar împreună cu cineva și a-l duce, probabil, în diverse locuri. Felicitări pentru idee! Mulțumim! Părinți, bunici până la un moment dat, foarte rar mi s-a întâmplat, spre exemplu, să fiu singur. Vă povestesc foarte scurt, cu toate că într-o sâmbătă, pe la ora 10, întâmplarea a făcut că suntem cinci membri în familie, toți ceilalți membri ai familiei, cei patru, și-au găsit ceva de făcut fără mine. Deci am rămas sâmbătă, la ora 10 și ceva acasă, în curte. N-am rezistat mai mult de 30 de minute ca să nu sun pe cineva, să fac ceva. Am sunat primul prieten, ghișce, era ocupat, am sunat pe al doilea, idem. Deci a fost exact, a fost cea mai ciudată perioadă din ultima vreme, s-a întâmplat acum vreo 4 ani, în fine. Exact la asta vreau să spun, asta cu dusul la cumpărături, cu mașinile electrice, iar e o chestiune care v-ar sfătui să vă luați o bicicletă și să-l puneți în spate pe senior, să se miște puțin. Dar cred că cea mai mare valoare sau care puteți să vă aduceți voi în business-ul ăsta este să fiți criminalii singurătății. Și super, bravo! Mulțumim! Eu cred că rolul cel mai dificil de la voi din echipă l-a avut el cu umbrela și cu cârja. Puteai să-l luăm? Da. Da, 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 da. Noi îl avem pe Iulian care o face natural, să știi de ce. Da. Da, mie ce mi se pare interesant este faptul că voi, deși fiind foarte tineri, vă proiectați deja în zona asta în care vreți să faceți un business din a ajuta pe cei în vârstă, pe părinții sau bunicii voștri, și asta mi se pare dătător de speranță pentru viitor.
pentru că de regulă la vârsta asta vrem să facem inovație, aplicații, faptul că voi vă uitați și în zona asta arată un pic mai mult cine sunteți voi, de fapt, în sufletelele voastre. Ăsta e un lucru foarte bun. Ca să o citesc pe doamna Cristina Chiriac, tips numărul 2, să știți că chiar e un business foarte bun, dar s-ar putea ca modelul vostru de business care e orientat pe abonamentele de la pensionar să nu fie suficient, pentru că 100 de euro pentru un pensionar sunt foarte mulți bani pe lună, sau cel puțin pentru categoriile de pensionari pe care îi știm noi. Știu că în Franța, de exemplu, zona asta de transport persoane în vârstă este decontată de casa de asigurări.